Pentru perioada 2014-2020, primarul Tudor Pendiu gândește un amplu proiect metropolitan destinat bicicliștilor. Este vorba de un proiect prin care toate aceste piste de biciclete din municipiul Pitești să aibă o notă unitară și de continuitate. Proiectele mari de infrastructură pentru perioada 2014-2020 se numără printre preocupările municipalității. Acestea au fost aprobate în Consiliul Local, iar în zilele următoare o echipă de consultanți va fi prezentă în Pitești pentru începerea studiului, inclusiv pentru pistele de bicicliști. E destul de complicat cu pistele de biciclete în multe zone, dar acolo unde putem vom realiza piste de biciclete. Cel mai greu pas în acest proiect îl reprezintă legăturile dintre piste. De exemplu, acum pe Calea București, partea de coborâre, partea stângă, da, are piste de biciclete și partea dreaptă va avea piste de biciclete. E, va trebui să legăm această pistă de biciclete cu piste de biciclete din alte zone. Dacă din cartierul Găvana până la Spitalul Militar acest lucru este realizabil, nu același lucru putem spune din Trivale până în zona centrală.